În Moldova, cândva, am avut peste 3000 de râuri mici și mijlocii, pe lângă cele două mari, care sunt și dihotare cu, pentru țara noastră, Prut și Nistru. Respectiv, starea râurilor mici și mijlocii din Moldova este deplorabilă. În țara noastră, practic, nu am progresat la capitolul de construcție a sistemelor de canalizare și de construcție a stațiilor de epurare a apelor uzate, care să funcționeze la parametrii stabiliți de legislația din domeniul protecției mediului. Exact la fel cum nu avem progrese în sectorul menajer pe construcția stațiilor de epurare a apelor uzate, aceeași situație este și în sectorul economic, acolo unde agenții economici nu au construit sisteme de tratare ori de pretratare a apelor uzate. Речка была тогда и какая она сейчас? Раньше вот она была намного чище. И прозрачная вода была, сейчас грязная. Раньше купались здесь. В этом корыте мы все время приходили, каждую субботу мы садились, мы здесь мылись, как положено. Там. И не надо было ходить куда-то на озеро. Чистая вода была. А рыба вот здесь каждое утро, кто первый из соседей вставал, брал сачок. У нас озеро было в Буге, так и здесь. И сачком, только раз черпанул, пол сачка сразу. Карась, был этот карпик. Качество воды? Качество воды, потому что химикаты пускают. А кто пускает? Есть пивзавод. Вы летом приедите, здесь белая химия. Белая, как мыло. Пивзавод. Куда спускает пивзавод? Стравливает все в речку. Единственная речка, которая самая чистая была, они загадили полностью. Desigur că mai sunt și o altă categorie de antreprenori care au mici uzine și fabrici, unități de producție care, din păcate, iarăși din cauza lipsei de monitorizare din partea statului, își devarsă apele reziduale în râu, fără ca ele să treacă o prelucrare sau o etapă a epurării de unde din trânsele să fie eliminate toate substanțele nocive care ulterior rămân în râu și care, la fel ca și majoritatea râurilor, se scurg spre Nistru sau în Prut. O altă sursă de poluare reprezintă deșeurile. Altfel, în Republica am creat peste 3000 de gunoiști, care sunt practic toate neautorizate și sunt o sursă majoră de poluare a apelor de suprafață. Predomină ideea că râurile mici și mijlocii, din cauza că ele au fost secate, arată ca niște râpi și atât râpile sunt locul în care oamenii aruncă toate gunoiurile, toate apele pluviale, adică după ce plouă, toate apele scurg aceste mizerii în albele râurilor mai mici și mijlocii și practic avem ceea ce avem. Râuri pline de gunoaie, mizerii și cel mai periculos sunt oamenii care s-au obișnuit cu asta și nu văd nicio problemă în acest fenomen. Avem râuri care nu au fâșii de protecție, ori legislația noastră spune că fiecare râu trebuie să aibă o zonă de protecție și o fâșie de protecție, care ar presupune că nimeni nu intră în râu, nu aruncă deșeuri în râu sau lângă râu. Autoritățile publice locale, ignorând practic legea 440, practic să-și bat capul de propriile râuri și să le protejeze prin astfel de fâșii forestiere. Până la urmă ne trezim cu râuri care sunt pline de ape de canalizare, care sunt pline de deșeuri și gunoaie, de tot felul. Toată această poluare, bineînțeles, ne vine pe masa noastră, ori toate substanțele toxice și periculoase migrează în apa de suprafață și până la urmă ajunge în aceeași producție agricolă care poate fi irigată din apă, ori ajunge în carnea animalelor domestice care se adapă din aceste râuri.
De obicei, oamenii apreciază faptul că lângă râuri, lângă apă, iarba este mai proaspătă și mai abundentă și o folosesc în scop de pășunat. Fapt care nu este nici legal, asta este un loc și un bun de utilitate publică care ar trebui să fie consacrat anume pentru protecția râurilor și nu pentru pășunat. Самая главная проблема – это было спрямление русел. То есть все реки Молдовы потеряли свои естественные русла. К сожалению, это принесло большой вред ихтиофауне этих рек и вообще их благополучию биологическому. Вторая проблема, большая очень – это распашка берегов. Она почти везде имеется, не соблюдаются водоохранные зоны. И кроме того, очень часто на малых реках древесина и кустарники, в общем-то, очень часто вырубаются, к сожалению. Берега получаются голые, размываемые. Sunt unii agricultori care preferă să tragă brazda până la oglinda apei, chiar dacă își dau seama că asta conduce la înmulirea acestor râuri. Și ca o largă practică a administrației publice locale de ameliorare a râurilor este nu neapărat plantarea fâșiilor de protecție, cât decolmatarea acestor râuri. Adică să investesc bani pentru a adânci râurile și a scoate de acolo tot nămolul, fără neapărat ca să fie create condiții ca acest fenomen să nu mai aibă loc. Еще одна большая проблема – адамбирование рек и их разделение на пруды, на русловые пруды, потому что это тоже прерывает, во-первых, ход рыб нерестовый различный. Образуются места заболоченные, мочежинные. Теряется очень много полезных земель, которые могли бы быть использованы, скажем, для выращивания тех же лесов. Iarăși o mare problemă care persistă în peisajul pământurilor și terenurilor de pe lângă râuri sunt alunecările de teren. Alunecările de teren apar ca o surpriză, care iarăși sunt soluționate foarte instabil, practic cu capacități reduse de administrațiile publice locale. Pe teritoriul localității Budești avem un râu ușor care se numește Balțata, cu un afluent care își ia viață dintr-un izvoraș. Este regretabil faptul că cu anii noi vedem că nivelul apei a scăzut. Desigur că mai sunt și schimbările climatice. Aceste schimbări climatice spun râulețele mai multor schimbări negative, astfel accelerând, practic, înmulirea lor prin surparea malurilor și secarea resurselor de apă. То очень сильно влияет, конечно, изменение климата, изменение водности. Часто наступают гидрологические засухи, что ведет к пересыханию этих рек, к уменьшению их водности. Мало кто знает и помнит, что по реке Бык поднимались осетровые на нерест, они поднимались выше Кишинева. Râul Bâc este cea mai mare sursă de poluare a râului Nistru. Râul, da, este unul mort, în special după municipiul Chișinău, pentru că nu poate susține niciun ecosistem, nu supraviețuiește nimic în el și poluarea este una foarte excesivă. Deci, să înțelegem că cele mai mari surse de poluare a râului Bâc este stația de epurare a apelor uzate a municipiului Chișinău și poligonul de la Țânțăreni. Pentru asta, iarăși, trebuie să găsim soluții. Colectarea, sortarea, reciclarea deșeurilor. Bani sunt, să începem să implementăm pe deșeuri proiectul, deșeuri menajere solide, pe stația de epurare, să facem ordine cu agenții economici. Și atunci vom avea un râu cu mult mai curat. Noi, în cadrul Comitetului Subazinal a Râulețului Balțata, creat în 2017, împreună cu Ecotiras și Renașterea Rurală și administrațiile publice locale din Togatin, Budești, Balțata, Bălăbănești și Cimișeni, tot ne întâlnim câteva ori în an la niște ședințe și vorbim, ne promitem unul la altul multe chestii, însă acțiunile întârzi să apară. Cam asta este situația la nivel național. Ce s-ar întâmpla dacă noi am planta toate fâșiile de protecție a râurilor din țară, ar ieși rețeaua ecologică națională. Locul în care biodiversitatea și-ar găsi habitatul,
iar pădurile care vor crește în marginea acestor râulețe vor spori și calitatea vieții oamenilor care locuiesc în preajma lor. Astăzi, Comitetul Subbazinal Nistru, al cărui membru sunt și eu, lucrează asupra elaborării planului de acțiuni pe următorii 6 ani pentru îmbunătățirea și păstrarea râului Nistru. Sigur că în acest plan de acțiune este necesar de prevăzut și aportul tuturor unităților administrativ-teritoriale care sunt în Republica Moldova, pe teritoriul cărora curg cât de mici râulețe care până la urmă se revarsă în râul Nistru, și responsabilitatea fiecăruia este foarte importantă pentru a păstra aceste mici râulețe, a le amenaja malurile, a înverzi. O curățire, o filtrare bună a apelor de suprafață le asigură pădurile din Republica Moldova. Avem doar 11% de acoperire a Republicii Moldova cu păduri, respectiv acest filtru lipsește. Și asta înseamnă că noi toți, populația Republicii Moldova, trebuie să reîmpădurim țara noastră, ceea ce ar asigura o purificare a apelor noastre de suprafață. Și lucrul ăsta este absolut obligatoriu pentru următorii 10 ani. Altfel, noi vom fi martori la dispariția râurilor noastre. Deci noi suntem astăzi în localitatea Bălăbănești, aici pe un teren, practic pe ambele maluri a unei zone de protecție a râulețului Balțata. Am înființat o fâșie de protecție, o perdea forestieră care sperăm noi că va aduce mult folos. Totuși există o speranță că comunitățile, oamenii care locuiesc în vecinătatea râurilor, vor deveni conștienți de faptul că starea râurilor este practic o reflecție a lor și respectiv din nivel a calității vieții pe care o duc. Și noi tare vrem să comunicăm faptul că calitatea vieții pe care noi o avem foarte mult depinde de implicarea noastră în activități de soluționare a problemelor de mediu. Pentru că fără mediu nu ne-am putea exista, asta este casa noastră, planeta Pământ, țara, orașul, satul. Este foarte important pentru societate ca să prețuiască orice sursă de apă și să putem lăsa în urma noastră pentru viitoarele generații natură îngrijită și protejată, un mediu protejat. Și aici este un efort comun din partea guvernării, din partea societății civile, din partea partenerilor de dezvoltare, ca să putem să implementăm aceste programe, fie de construcție a infrastructurii, fie de educație ecologică, și să schimbăm atitudinea oamenilor față de râurile din Republica Moldova, transformându-le pas cu pas, dar foarte rapid, în acele modele pe care le-am văzut foarte mulți dintre noi care au călătorit în țările Uniunii Europene.